Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o super ediție specială! Ce s-a întâmplat în acest weekend este dincolo de orice fel de imaginație. Știți foarte bine, joi seara am vorbit despre subiectul principal al zilei de joi. Era vorba despre infectarea cu noul coronavirus a lui Marcel Pavel și a altor vedete care au participat la filmările unei emisiuni. Te cunosc de undeva. A fost de mare ecou, toată lumea a vorbit despre asta, dar desigur ce s-a întâmplat ulterior este cumva de noaptea minții. Toată lumea a aflat de faptul că au fost suficient de multe persoane care să acrediteze, să, încearc, să încerce să acuze, să lanseze acuze foarte grave la adresa lui Marcel Pavel. Au spus că a primit sume mari de bani ca să spună că este infectat cu noul coronavirus, dar, atenție, nu există niciun test care să arate că este infectat. Am văzut posturi la televiziune, am văzut persoane pe Facebook, tot felul de persoane interesate să acrediteze, să facă o întreagă campanie legată de faptul că totul este o minciună. A fost plătit Marcel Pavel să declare public că s-a infectat cu noul coronavirus? În această seară, doamnelor și domnilor, Marcel Pavel reacționează dur la toate aceste acuzații. Și mai mult decât atât, îi îngroapă pe cei care mint împotriva lui. În această seară, dovezile, lucrurile care îi fac pe cei care au acreditat toate aceste lucruri să, în mod normal, ar trebui să nu mai iasă pe stradă. Dovezile care vor fi prezentate sunt într-atât de puternice încât, în mod normal, nu ar mai trebui să iasă pe stradă. Pentru că ceea ce încearcă să facă aceste persoane este nu să atace pe Marcel Pavel, nu știu, încercând să spună că poate nu e un artist bun sau lucruri de felul acesta, pentru că nu pot spune. Toată lumea știe că este un artist excepțional. Și atunci ce se poate face? Atunci încercăm să-l lovim în credibilitate, în onoarea lui. Și încercăm să folosim cazul lui pentru a demonstra ceea ce noi vrem să transmitem oamenilor. Dragii mei, știți foarte bine poziția mea. Există un virus și virusul acesta a făcut foarte multe victime. Au murit pe glob aproape jumătate de milion de oameni. Că există persoane. Și există inclusiv la noi persoane care încearcă să folosească acest virus fără dubii. E normal să avem stare de alertă? Nu cred. Am spus acest lucru, nu cred că în momentul de față se justifică starea de alertă. Sunt multe lucruri care nu se justifică astăzi. Sunt multe exagerări. Pe de altă parte, cred că în momentul de față a încercat să acreditezi despre acest virus că nu există este pur și simplu o uriașă irresponsabilitate. Sunt persoane care în această perioadă de pandemie, în această perioadă de carantină, pur și simplu s-au scrântit la cap. Sunt persoane care sunt interesate să scrântească pe alții la cap. Și sunt persoane care înțeleg cu adevărat care sunt mizele. Există un virus? Există interese? Există interese de a încerca să se folosească acest virus? Și Sunt unii care încearcă să folosească acest virus pentru a câștiga capital politic, inclusiv, unii dintre cei care acreditează că nu. E nicio